Sigur. Dacă trebuie să invit și pe autorul la Timișoara, el e șomină. Prezența dumneavoastră la evenimentul care marchează 70 de ani de existență a bibliotecii. Vă mulțumim și ne face onoare prezența dumneavoastră. Mulțumim cu acest prilej Consiliului Județean Caraș Severin, instituție care finanțează și celelalte instituții de cultură din județ. Mulțumesc pe această cale, de cultură din Reșița și din județ, care s-au alăturat și de asemenea reprezentantei Direcției de Cultură Caraș-Severin, în termeni biblioteconomici. Biblioteca Județeană a apărut de pretutindeni în Banat în a doua jumătate a secolului trecut. O decenii de lectură și bibliotecă la Reșița, însă lecturii și ale bibliotecilor sunt mult mai îndepărtate. De altfel, un secol de lectură la Reșița. Biblioteca Județeană Paul Iacobici Caraș-Severin, numărând un fond de aproximativ 210.000 de unități biblioteconomice, în colecția discuri, casete, diapozitive, vedere și altele, ea încerc cele mai diverse nevoi de informare, de educație, dar și de loazier. În țară, putem spune că Biblioteca Județeană Paul Iacobici se iei prin relația cu utilizatorii, dar și cu alte instituții. Carte și de cititorii ei, de-a lungul activității desfășurate în cadrul Bibliotecii Județene Paul Iacobici. Te-am mai repede dacă știam că ți se mulțumesc mult! Mergem. 70 de ani de la înființarea Bibliotecii Județene Paul Iorgovici Caraș-Severin, 70 de ani de lectură și bibliotecă publică la Reșița, un moment aniversar. Ne-am bucurat să fim alături de oamenii cărții, de bibliotecari, de scriitori care au cercetat cartea și istoria bibliotecilor în Caraș-Severin și alături de reprezentanții tinerei generații de cititori, finaliștii concursului de lectură Bătălia Cărților, ajuns la ediția a noua. Ne-am dorit ca această întâlnire să fie un prilej, o reverență către trecut și o privire către viitor, să arătăm că biblioteca este vie la Reșița,
Și desigur, pentru asta trebuie să adresăm un gând de recunoștință tuturor celor care au contribuit ca biblioteca să existe astăzi. A fost o mare plăcere și onoare să-l avem alături de noi pe directorul Bibliotecii Naționale a României, istoricul Adrian Cioroianu, și să prilejuim publicului reșițean o primă întâlnire, dacă nu mă înșel, cu cărțile semnate de domnia sa, încadrându-ne astfel pe misiunea bibliotecii, aceea de a fi un liant între scriitor și public. Biblioteca ține pasul cu cerințele vremii. Prin intermediul catalogului electronic, utilizatorii se pot îndrepta către cărțile pe care le doresc. Este un instrument care ne ajută în prezent și, desigur, pe viitor ne gândim să venim în întâmpinarea și celor care doresc să citească pe suport electronic. Când ai o istorie de 70 de ani, au obligații pe măsură. Adică această tradiție merită respectată, cu atât mai mult cu cât, în opinia mea, dincolo de acești 70 de ani ai bibliotecii foste municipale, actualmente județene, prezența bibliotecilor aici e cu mult mai veche. Din a doua jumătate a secolului XIX sunt atestate biblioteci sau societăți de lectură la Reșița. Deci am fost onorat când am primit invitația de la Biblioteca Județeană și, în consecință, iată-mă pentru a afla cu acest prilej că Reșița este și orașul poeților, nu numai al industriei, câtă mai este ea, dar faptul că industria a conviețuit cu poezia mi se pare un lucru admirabil. Vorbeați despre faptul că din cele aproximativ 70 de biblioteci care existau la un moment dat în Caraia Severin, astăzi mai sunt undeva în jur de 25. La nivel național, cam tot așa stă situația asta tristă? Și în toată țara, încă la Caraș Severin, ritmul a fost ceva mai lent. Dacă se poate vorbi de o latură pozitivă, ar fi aceea că aici dispariția bibliotecilor s-a petrecut mai încet, dar la nivelul țării sunt situații în unele județe de-a dreptul dramatice. Iar unul dintre, hai să zicem, dezavantajele poziției de director a Bibliotecii Naționale este că măcar o dată pe an afli care este situația bibliotecilor din toată țara. Ori la noi, de ani de zile, numărul e în scădere. Uneori cu 10 de biblioteci pe an care dispar, alteori cu peste 100 de biblioteci care dispar. Și am dat exemplu județului Caraș Severin, tocmai pentru că aici au fost și aici e o tradiție a societăților de lectură și al depozitelor de carte. Ori dacă din 70 câte erau la un moment dat au mai rămas poate mai puține de 25, vom vedea, nu știu care va fi situația la nivelul anului 2023, vom număra pe cele din 2022. Dacă aici e situația, vă dați seama ce se întâmplă în alte județe în care nici tradiția nu era pe măsură. Asta cred că e o veste foarte proastă pentru noi toți la nivelul țării, lipsa de valoare pe care o mai dăm cărții, oamenilor care citesc, bibliotecarilor, uneori și bibliotecilor. Și dincolo de această constatare, aș sugera totuși ca la Reșița să se găsească un sediu ceva mai potrivit pentru Biblioteca Județeană. Pentru că împărțirea în mai multe depozite, să știți că pe termen lung nu ajută. Și asta am văzut-o de la nivelul Bibliotecii Naționale, care înainte avea mai multe depozite în București. Acum am adunat toate depozitele într-o singură clădire, dar ai probleme mai mari decât soluțiile. Și cred că asta ar trebui avut în vedere și la Reșița, o construcție, fie nouă, fie veche, habar n-am, modernizată, nu știu, aici chiar nu mă pricep eu sau noi, dar trebuie găsit un sediu care să cuprindă tot fondul de carte pe care biblioteca l-are împărțit în mai multe filiale. Păi da, evident că
de dorit ar fi să ne propunem să construim biblioteci gândindu-ne la ce vor tinerii, nu ce vor profesorilor. Chiar dacă noi suntem profesori, dar lumea va fi mâine condusă de tinerii noștri, nu, noi o mai conducem pe număr de ani. Ori dacă le dăm impresia tinerilor că biblioteca e un loc unde se află niște cărți și niște persoane acre care îți aduc cărțile și înainte de a ți le aduce suflă praful de pe coperte, nu încurajăm și vor fi câștigați de tehnologie, ceea ce nu e rău în definitiv, doar că trebuie să le dăm senzația că tehnologia poate conviețui foarte bine cu biblioteca. Și cred că e de datoria bibliotecii să înglobeze mai multă tehnologie. Sunt oameni care refuză ideea de digitalizare spunând că nu e același lucru cu atingerea foii de hârtie, ceea ce este adevărat, dar pentru generațiile noastre. Gândiți-vă că au fost cărți scrise pe piele de vițel, pe pergament. Poate că atingerea pielii de vițel era superioară senzația cu atingerea foii de hârtie. Sau gândiți-vă, nu știu, că la o vreme hârtia se făcea nici măcar din lemn, se făcea din resturi de textile. Nu contează pe ce este imprimată litera. Contează ca tinerii să ajungă la literă și să-și dea seama cât de valoroasă e. Dacă vor să facă prin tehnologie, hai să-i ajutăm. Bibliotecile trebuie să se tehnologizeze. Din acest motiv vă spuneam că ar trebui să ne gândim la anul 2050 mai curând decât la ce visăm noi astăzi, cei care avem și noi o vârstă. Mulțumim. Cu drag! Hai!